Cel puțin 8 oameni au murit în China după ce 4 clădiri s-au prăbușit subit, 13 alte persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături. Accidentul a avut loc în orașul Wenzhou, aflat în provincia Zhejiang, din estul țării. Zeci de membri ai echipelor de intervenție au fost trimiși de urgență în zonă ca să salveze cele peste 20 de victime prinse între zidurile prăbușite în toiul nopții. Cauza producerii tragediei este investigată în prezent.